Moromeții de Marin Preda. Partea 1, capitolul 7. După plecarea lui Birică și a lui Paraschiv și Achim, Tita și Ilinca mai stătuseră puțin în drum, apoi se culcaseră ostenite. Catrina Moromet îl chemase pe Niculae în tindă, vrând să-i dea să mănânce laptele pe care îl oprise. "Nu mănânc!" se strâmbase băiatul țâfnos. "Nu mi-e foame." "Ia-și mănâncă ce vreți, ți-l torn în cap," zise mama supărat. "Crezi că mi-e milă de tine? Dar mâine pe mine iar te-a pus să zaci de friguri și să mai stau și atunci de tine, că nu sunt sătură de câte am în spinare." Băiatul se așeză pe pragul unde stătea tatăl său și la început mâncă sclifosindu-se, dar apoi foamea îi se deschise și la sfârșit miarlăi. "Mai e? Mai dăm." "Niculae, Niculae, se vede că bine-ți face tatăl tău că te plesnește," zise mama. Niculae o privi nevinovat și mama se muie. Băiatul o simți chiar că se căznește să nu râdă. "Hai, mamă, mai dăm, zău, mi-e foame." "Na," făcu femeia, care între timp căutase prin oalele de pe poliță și scoase o bucată mică de brânză. "Hai mai repede, bagă în tine că sunt moartă de osteneală." După ce mâncă, Niculae ieși pe prispă și se vârâ în așternut. Tocmai atunci, tatăl și fratele intrau în curte pe poarta grădinii, vorbind între ei. Băiatul încremeni sub pătură când auzi ceea ce spunea tatăl său. Inima îi bătea ca un ciocan. Sări din așternut, gâfâind, și intră în tindă peste maică sa, care se sperie când îl văzu cum arată. "Mamă, am scăpat de oi!" șopti el cu glas aprins. "Ce-ți veni?" zise ea, supărată parcă. "Cine ți-a spus?" "Tata, uite la afară, vorbește cu Nilă despre Achim, zice că să se ducă." "Prostia ta," răspunse femeia necăjită parcă de bucuria băiatului. "O să te duci acolo la deal și o să fie vai de pielea ta. Era mai bine cu oile. Fuște culcă, nu mai stai aici degeaba." Niculae ieși din tindă, nițel blăștit, dar cât ajunse afară, începu să sară în așternut ca o zvârlugă. Moromete, care se așezase pe prispă, se pomeni deodată cu el în spinare. Omul se scutură supărat și încercă să-l dea la o parte, dar băiatul îl apucase de gâci și se ținea de el ca scaiul. "Dă-te, mă, la o parte, zăpăcitule!" mormăi tatăl sâcăit, vrând să pară că n-are niciun chef. "Se vede că nu vii colo la sapă. Hai să vezi tu ce ai să pățești. Dă-te la o parte, n-auzi?" Niculae sări de pe prispă și se lădupă câine, dar nici Dusulache n-avea chef, pentru că se feri dinaintea lui și porni repede spre grădină cu capul în jos. "Ilie," zise femeia închizându-și atindei și apropiindu-se de bărbat. Ea se așeză pe așternut oftând și se întinse ruptă de oboseală. "E bine să-i dai drumul să se ducă," zise ea gemând. "Așa fac copiii oamenilor și de-aia o duc bine. Numai să nu răbdăm noi pe aici degeaba." Moromete nu răspunse nimic. Începu să se dezbrace. Nilă se duse la celălalt capăt al prispei și se prefăcu că vrea să se culce, dar o luă încet spre poartă. Din drum, Paraschiv chemă. "Băi, Nilă! Hai, bă, că viu acum!" răspunse Nilă din mers, supărat parcă. Mama a dormit numai decât. Pe drum, glasul băieților și fetelor slăbise. Numai câteodată liniștea nopții tremura de râsul prea ascuțit al unei fete, ori clocotea de fluieratul prelung ca o chemare îndepărtată al vreunui băiat. Niculae dormea cu tatăl său spate în spate. El se culcă puțin neliniștit de tăcerea tatălui său și ascultă multă vreme țâritul ciudat al găinilor urcate pe crăcile celor câțiva prun din grădină. Aștepta ca taică-su să adoarmă și să se bucure în voie că a scăpat de oi și mai ales de bisisica. Când simți mișcarea ușoară a spatelui tatălui său, se ridică într-un cot și se rezemă de perete.
Îi venea greu să creadă că peste câteva zile n-are să se mai scoale cu noaptea în cap, să scoată oile din obor și să plece cu ele pe islas. Să pornească spre matca satului și să treacă prin apa gârlei care totdeauna dimineața îi chinuia picioarele umflate, bobotite de bubele care îi zvâgneau să coacă. Dincolo de gârle erau niște gropi mici, pline de cicoare, cu floare albastră ca cerul de primăvară. În fiecare dimineață Niculae uita de ele și se împiedica în cotoarele lor verzi și răsfirate, făcându-l să urle de durere. Într-o zi se înfuriase și le făcuse ferfeniță cu ciomagul. La fel se înfuriase deznădăjduit pe piatra de hotar din capul miriștii. Era o piatră colțuroasă, înfiptă adânc în pământ și îmbălită în ierburi, încât nu se vedea deloc. De nenumărate ori se izbise cu picioarele de ea și căzuse leșinat alături. Nu-i venea mai ales să creadă că are să scape de băieții de pe izlas, care uneori îl chinuiau. Cei mari îl puneau să le vadă de oi sau îl trimiteau cine știe pe unde să fure tutun sau struguri de pe locurile oamenilor. Când jucau bobic, îl țineau numai în fund să prindă bobicul și, când îi venea rândul, îl lăsau să dea numai odată și apoi îl trimiteau iar la fund. Dar ceea ce îl chinuia mai mult era faptul că cei mari îl sileau să se ia la luptă cu alți copii, chiar dacă n-avea niciun chef. Vrând nevrând, învățase să lupte și să se bată cu ciomagul. Într-o zi era singur cu ele pe miriște și se pomenise cu o măgăoaie peste el. Era o arătare înfricoșătoare, cu fața boroșcoită, cu smârg și cu dinții rânjiți. Era spre seară, ieșise din porum și venea spre el, încet ca într-un vis. Avea fustă roșie zdrențuită și în mână un os alb de cal. De groază, Niculae apucase ciomagul cu amândouă mâinile și pognise măgăoaia drept în moalele capului. Măgăoaia căzuse jos fără să se mai miște, iar Niculae, înspăimântat, luase oile la goană și începuse să fugă cu ele spre casă. A doua zi măgăoaia a venit iar, dar cu încă doi inși, și l-au bătut cu ciomegele până l-au lăsat în nesimțire pe miriște. Oile au intrat în porumb și au fost duse la oborul comunal, iar Niculae a fost luat de frați în căruță și dus acasă, zot. A zăcut o săptămână și s-a vindecat, dar după aceea l-au prins frigurile. Când s-a vindecat și de friguri, s-a dus iar cu oile. Puțin timp după aceea, într-o dimineață, se pomeni cu Achim pe miriște, călare pe cai. Fratele îi spusese să lase oile și să vie cu el. Au ieșit în islaz, alături de care se afla o miriște largă de vreo 10 pogoane. Pe islaz, un câr de 10-15 băieți jucau bobicul. Unii erau de seama lui, alții mai mari, cu un an sau doi. Achim descălecă și dădu drumul la cai. Apoi se apropie. Bă, ce faceți voi aici?" strigă el și se uită peste ceata de băieți. Câțiva mai sfioși, care stăteau jos pe flanele, se ridicară în picioare și se uitau cu teamă la Achim. Vreo câțiva mai nepăsători jucau bobicul fără să se sinchisească. Deodată Achim se repezi spre ei ca un uliu, trântind vreo câțiva pe pământ și dădu câteva picioare și palme în stânga și în dreapta. Ce voi n-auziți?" mârâie Achim. Eu strig la voi și voi jucați bobicul, mama voastră!" Neachime, să nu ne înjuri că chem pe tata de colea!" zise unul colțuros, fulgerându-l cu privirea. Achim țâșni ca ars spre cel care vorbise, îl apucă de gât, dădu cu el de pământ și sări cu picioarele pe el. Pe mătași pe tatu!" urlă el ca turbat. Du-ți și cheamă pe tată tău să-mi spuneți care ați fost ăia care l-ați bătut pe fratele meu, că dacă nu vă beles pe toți!" Achim n-avea atunci mai mult de 17 ani, dar pentru băieții de acolo el părea mai fioros ca un om mare. Niciunul dintre băieți nu vorbi. Niculae!" strigă Achim. Îi cunoști? Ia treci încoace!" Nu-i cunosc, aveau flanele pe cap când au venit!" răspunse Niculae. Aaa!" făcu Achim scuipând în palme. Ia dă încoace biciul, Niculae! Nu vreți să spuneți? Stai că vă arăt eu acum!" Achim apucă biciul și, fără să se gândească nicio clipă, se repezi la unul și îl plezni peste spinare. Cel lovit urlă și apucă biciul în mână. Neachime, nu știu, eu sunt de pe de la vale, nu mai da!"
Achim se repezi la altul și mai furios. Și tu ești de pe de la vale? Până în seară am să vă bat. Spuneți-mă ce să mănânc eu bătaie pentru ei? Se auzi un glas speriat. A, tu știi, spune numai decât că-ți rod beregata. Răcni Achim iar, repezindu-se spre cel care vorbise. Băiatul se feri, se uită în jur și deodată vorbi pe nerăsuflate. Neachime, nu da, al voi că căinarul și cu alu burtică l-au bătut. Achim se întoarse spre Niculae, își aruncă pălăria de pământ și l-a smuțit ca și când ar fost câini. Ai auzit? Pune mâna pe ei! Niculae, slăbit de friguri, galben la față, nu se mișcă. Pune-mă mâna pe ei, n-auzi? Strigă Achim scos din sărite. Niculae nu se mișca. Alu câinaru și burtică! Strigă atunci Achim pe cei care îl bătuseră pe Niculae. Achim avea un glas ciudat, ascunzând ceva trainic și cumplit, și Niculae se speriase mai rău de acest glas al fratelui său decât de loviturile măgăoaielor atunci pe miriște când fusese bătut. Veniți în coacea lui câinaru și burtică! Veniți în coace că nu vă fac nimic, mai spuse Achim. Cei doi se apropiar și unul din ei își scoase pearca lui de pălărie găurită în fund de bobic și zise. Neachime, uite, vezi, mi-a spart capul. Zău, Neachime, că mi-a spart capul. Am dat și eu, a dat și el. Taci din gură, urâtule, răspunse Achim, care începuse să se înveselească. Îl vedeți? E frate meu. Eu nu zic cu el chiar dacă mi-e frate. Tu, ăsta cu capul spart, repede-te la el și dă cu el de pământ. Niculae se uitase la frate său și se făcuse și mai galben. Achim nu se închise. N-auzi, mă, ăsta cu capul spart? Se răstie Achim spre băiatul cu capul spart. Neachime, zău, ne-am bătut în parte! Se rugară iar cei doi băieți. Neachime, lasă-i, Neachime! Săriră și ceilalți. Ochii lui Achim sticliră. Îl apucă pe cel cu pălăria găurită și îl izbi de pământ. N-auzi ce spun? Repede-te la el că te omor pe măta de urât! Băiatul se sculă de jos furios și, nemai știind ce să facă, se repezi în Niculae. Niculae nu se mișcă din loc. Înaintea lui, cel cu pălăria găurită se opri ca țintuit de privirea mare, nemișcată, a celui asupra căruia era asmuțit, își întoarse capul spre Achim, dar tot atunci acesta urlă la el. Repede-te în el! Repede-te în el pe măta de urât! Băiatul se repezi în Niculae și l-apucă de gât. Niculae se înțepeni și rămase mai departe nemișcat. Dă cu el de pământ! Strigă Achim, apropiindu-se cu biciul în mână. Băiatul își încârligă un picior peste amândouă ale lui Niculae și îl trânti la pământ. Apoi, speriat, cu privirea rătăcită, plin de groază, se ridică de pe el și rămase nemișcat, uitându-se la Niculae, care, galben la față, nu-l slăbea din ochi pe fratele său. Câtva timp toți rămaseră nemișcați și tăcuți. În clipa următoare, Niculae sări în sus ca mușca de un șarpe. Se repezi spre cel care îl trântise și îl apucă de gât. Luat pe neașteptate, celălalt băiat rămase cu ochii holbați și scoase limba afară horcăind. Chipul îi se învinețise ca un ficat, se făcuse apoi pământiu. Niculae strângea ca un nebun și îl împingea de andaratele. Cel strâns de gât se împiedică de ceva și căzu. Niculae dădu drumul și se întoarse spre celălalt. Văzându-l că vine, băiatul îl luă la fugă peste câmp. Achim se repezi însă numai decât și în câțiva pași îl apucă de ceafă. Stai pe măta, fricosule! Mă vezi tu că-i ții parte? Bate-te cu el! Ați venit amândoi și v-ați spus și l-ați omorât cu ciomegele. Erați doi, mama voastră! Stai aici! Niculae se repezi spre el cu un ciomac și vrut să-l izbească în cap, dar băiatul se feri și puse și el mâna pe un ciomac. Neachime! Strigă el, arătându-l pe Niculae. Îi spar capul! Spune să nu s-apuce de mine! Niculae! Scrâșni Achim. Auzi ce spune? Niculae a zvârlit pe neașteptate ciomagul și se repezi spre celălalt cu o iuțeală neașteptată. Luat tot fără veste, băiatul se clătină și căzu.
Atunci Nicolae sări în sus cu aceeași uțeală, puse mâna pe un ciomac și începu să-l lovească pe cel de jos cu toată puterea. Băiatul urla, încerca să se ridice, dar câte o lovitură de ciomac îl culca iar la loc. Ajunge, Nicolae, stai!" zise Achim, apropiindu-se. Spune-i să-și ceară iertare." Cereți iertare!" bolborosi Nicolae, izbindu-l încă. Cereți iertare!" Gândindu-se că acum are să scape de toate, Nicolae gemu așternut și se uită la spinarea tatălui său care se mișca și răsufla în somn. O să mă rog de el să nu mă ia la sapă și o să mă las," gândi Nicolae suspinând. La secere o să mă duc, dar să nu mă ia la sapă până nu-mi trec bubele și să pot să mă duc și eu la școală." Ce faci, mă? Tu n-ai de gând să adormi?" spuse Moromete deodată cu un glas atât de treaz că băiatul se înfioră. Ba, dorm!" răspunse el uimit că tatăl său putuse să stea așa de liniștit atât de multă vreme. Cum dorm?" întrebă Moromete aspru. Să mergi acolo la sapă și să dai și tu și o să te mai văz atunci dacă belești ochii în loc să dormi." Nicolae se lăsă de căpătâi și gemă. Apoi rămase nemișcat. Pe drum se auzea din ce în ce mai rar câte un flăcău care se întorcea acasă fluierând. Pe undeva răzbătu un țipăt ușor, subțire, de fată sau de femeie tânără, înecat de întunericul nopții. Prin vârfurile salcâmilor bâzâiau țânțari. Moromete se ridică din așternuș și se întoarse pe neașteptate spre Nicolae. Băiatul închise ochii speriat. Nu dorm, mă, odată!" zise el apăsat, cu un glas tulbure. Nicolae nu răspunse. Omul nu se mișcă. Băiatul îl simțea încă întors spre el și inima îi ticăia. Moromete se trânti iar pe căpătâi și peste câteva clipe, Nicolae simți spinarea ridicându-se și răsuflând încet. A adormit. Gândi el după o vreme, dar, ca și când omul l-ar fi auzit gândind, se ridică iarăși într-un coș și se întoarse spre fiu. Mă, dar tu n-ai de gând să dormi odată!" îngână el răgușit și furios. Nicolae răsuflă ușor, ca în somn, fără să-i răspundă. Din nou omul se trânti pe căpătâi, dar Nicolae așteptă multă vreme, fără ca să-i mai simtă spinarea mișcându-se. Nu poate să doarmă. Te pomenești că se răzgândește și nu-i mai dă drumul lui Achim, gândi Nicolae iarăși. După un timp se liniște însă. Cine știe la ce se gândește, își spuse el. O să vedem mâine dimineață. Moromete se ridica a treia oară, dar acum nu se mai întoarse spre băiat. Nicolae l-auzi scotocind multă vreme sub căpătâi. Auzi apoi un zgomot de hârtie ruptă, pe urma abnarul izbind în piatră. După aceea nu se mai auzi nimic. Nicolae așteptă o vreme cu ochii închiși, apoi își mișcă ploapele. Tatăl stătea pe marginea prispei, cu spatele îndoit și fuma. Băiatul închise ochii și se hotărâ să adoarmă. Așteptă somnul timp îndelungat. Și a dormi. Moromete mai stătea încă pe marginea prispei, cu spatele îndoit și fuma. Capitolul 8. În acest timp, Paraschiv și Achim așteptaseră în drum. Erau atât de curioși să afle ce-i spunea tatăl lor lui Nilă, încât nu avură răbdare până a doua zi. Renunțară să se mai ducă la fetele la care umblau și le așteptară pe fratele lor să vină și să afle ce era. Ce-ați vorbit, mă, ce ți-a spus?" întrebă Paraschiv în șoaptă când Nile ieși la ei. Ce să-mi spui? Că să se ducă ăsta cu ele la București?" răspunse Nilă pe scurt cu un glas moale, parcă vinovat. Nilă," șopti Paraschiv gros, i-ai spus ceva?" Suntem frați, dar știi că eu..." Nilă lăsă fruntea în jos și bumbăni furios. Ce, bă, ești nebun? Cum o să-i spui?" Hai mai încolo să nu ne audă,"
zise Achim. Hai la Gamaria să vorbim acolo, că tot nu mai avem timp să ne ducem pe la fete. Paraschiv și Nilă șovăiră. Era cam târziu. Dar hai mai repede să nu se culce, Gamaria! Porniră câte trei alene. Nilă tăcea și după mers, parcă n-avea niciun chef. Cotiră pe niște ulițe și se opriră în fața unei curți mici, fără garduri. În fund se vedea o căsuță învolită cu paie, un bordei asemănător cu un coteț mai mare de păsări. La un ochi de geam pâlpâia o lampă chioară. Bordeiul acesta unde vreau să intre era al tușilor, Maria Moromete, sora mai mare a tatălui. Tușa era o femeie de vreo 50 de ani și nu avea nici copii, nici bărbat. Ca să scape de ea, Moromete îi cumpărase undeva un loc de casă și îi făcuse acest bordei. Maria Moromete îl învinuia pe fratele ei că nu s-a putut mărita și-și face un rost. Spunea că n-a ajutat-o, că i-a furat pământul din spatele casei, că la împărțitul celor trei pogoane moștenire, Moromete a ales pământul cel mai bun pe care se putea pune vie și că a gonit-o din casa părintească ca un hoț. De fapt, ea ar fi vrut ca fratele ei să nu se mai fi însurat a doua oară, s-o fi ținut pe ea în casă, să-i crească ea cei trei copii, Paraschiv, Nilă și Achim, și să fi trăit așa, liniștit, până la bătrânețe. Încât, după ce fratele se însura a doua oară și-i cumpără și-i făcu acest bordei, Maria Moromete se înfurie și începu să ceară dreptul ei de moștenire asupra casei părintești și mai ales asupra locului din spatele casei. Fiindcă pe jumătate din acel loc se afla casa părintească și gospodăria și pentru că trecuseră aproape 15 ani fără ca gospodăria să fie împărțită, moștenirea în cazul casei și locului trecea de drept celui care o folosea. Maria Moromete nu știuse și nici și acum nu știa acest lucru. Nici Moromete nu știa și chiar dacă ar fi știut, tot n-ar fi avut ce face cu el. Maria Moromete trăia cu o nădejde a ei vechi, să dea acel loc lui Paraschiv sau Nilă, care o fi mai vrednic, și acela să facă o casă unde s-o aducă și pe ea, să aibă grijă de ea când n-avea să mai poată munci. Paraschiv îi spusese că în curând o să se însoare, să-și facă acolo casă și să o aducă să trăiască și ea pe lângă el. De fapt, măritișul ei nefericit din tinerețe o înrăise. Făcuse un copil care murise după 2 ani de trai rău și, după moartea copilului, bărbatul o alungase. Trăia acum singură în bordeiul ei și n-o ducea prea rău. La treierat își băga grâul în mașină odată cu al lui Moromete, iar la secere la fel veneau cei trei nepoți, Paraschiv, Nilă și Achim, și o ajutau. În schimb, ea le făcea flanele și ciorapi. În sat se spunea Guica și nu avea nume bun. Se temeau de ea pentru că cunoștea păcatele tuturor și avea limba ascuțită. Toată ziua lucra la ciorapi așezată pe un scăunel în fața bordeiului și oprea trecătorii de pe drum pe care îi întreba fel de fel de nimicuri. Unii o ocoleau, dădeau prin altă parte. Iată cum se întâmpla când cineva trecea prin fața curții ei. Maria Moromete oprea trecătorul strigându-l cu un glas tainic. Ei, cu tare, ia stăinițel! Intrigat, omul se oprea. Maria Moromete se ridica de pe scăunel și venea în drum. Se apropia în tăcere, misterios. Apoi întreba în șoaptă. Unde te duci? Mirat, omul spunea unde se duce. Ce cauți acolo? Întreba femeia mai departe. Încă nedumerit, trecătorul răspundea și spunea pentru ce se duce, ce treabă are acolo de făcut. Maria Moromete spunea atunci despre omul acela unde se ducea trecătorul că auzi că acesta vrea să facă cu tare lucru. Așa o fi? Întreba ea cu privirea aprinsă de curiozitate. Trecătorul răspundea că se poate, așa o fi. Păi atunci, frate său, ce o să zică? Întreba ea atunci. Dracu să ia, Gamariu, de unde să știu eu ce o să zică frate său? Răspundea trecătorul. Nu se poate, spunea femeia cu glasul ei ascuțit. E dreptul lui. O fi, Gamariu, ce mă amestec eu în dar averile lor? Ridica trecătorul din numeri, grăbindu-se să se îndepărteze. Ei, nu e așa,
răspundea Goica indignată și se întorcea pe scaunelul ei, bestecăind la ciorap. După o vreme trecea o muiere. Maria Moromete se ridica și o oprea. Cutăriță, unde te duci? Ia stai nițel. Se apropia și îi spunea. Auzi ce vrea să facă al de cutare. Mă întâlni adineori cu cutare și îi spunea numele celui pe care îl oprise mai înainte. Se ducea la el și mi-a spus și mie. Tu ce zici, ăla o să vrea? O să-l lase? Răspundea deci știrea pe socoteala celui dinainte și acest lucru turbura deseori apele, învrăjbind chiar și pe cei mai pașnici. Maria Moromete oprea chiar și pe copiii foarte mici. Ce-ați mâncat aseară? Îi întreba ea în șoaptă, punându-le în mână o jumătate de măr stricat sau câteva semințe de floarea soarelui. Porecla de guica i-o dăduse un mocan. Mocanii veneau toamna la câmpie să schimbe fructele lor pe porumb și grâu. Maria Moromete oprea fiecare căruță care trecea prin dreptul bordeiului ei. Se apropia de coviltirul mocanului, se uita în căruța lui, îi roscolea sacii cu mere și cu nuci, lua câteva în care își înfigea dinții și abia la urmă întreba cum le dă. Omul spunea cum, iar femeia întorcea spatele, mâncând din fructele luate, spunând că nu sunt bune, sunt acre și viermănoase. În acest fel nu numai că se sătura mâncând, dar chiar strângea câte un săculeț. Se vede însă că într-o toamnă un mocan a ținut-o minte și când a ajuns în dreptul ei, n-a mai vrut să oprească. Stai, mă! N-auzi că vrea să iau niște mere? A strigat femeia de pe scăunelul ei. Mocanul a oprit și s-a așezat în dreptul coviltirului să nu o lase să se urce. Ai mere bune? A întrebat ea vrând să-l dea la o parte. Da, am mere frumoase. Adu porumbul și-ți dau. Ia să văd! A spus femeia încercând zadarnic să-l dea la o parte. Adu-ntă-i porumbul, a spus mocanul liniștit. Ia să văd, mă, stai să văd și eu ce mere ai, a spus Maria cu un glas înțepat și cam tare. Nu țipa leică, de ce țipi? Adu porumbul și atunci te uiți. I-a răspuns mocanul fără să se dea la o parte. Du-te naibii cu merele tale, a zis atunci femeia îndepărtându-se de om. Parcă n-a mai văzut meri, uite-te al naibii. Pe ce să-i dau eu porumbul meu mocanului? Parcă fără merele voastre viermănoase nu trăiesc. Nu țipa leică, de ce țipi așa? A spus mocanul uitându-se în urma ei uimit. Du-te naibii, mă, ce dacă țip? Țip în curtea mea, în satul meu, mocane. Leică, nu mai guici așa, că nu ți-am spart casa. A spus iar mocanul cu vocea lui moale de muntean. Ce guici așa, leică? Vai, vai, ce mai guică? Ca o purcea, a mai adăugat mocanul nedumerit și vorba a fost prinsă de vecini. Maria Moromete se înfuria rău când i se spunea guica. Cei trei nepoți intrară în curtea mătușii și Paraschiv ciocăni în ochiul de geam. Ga, Mario, deschide! Maria Moromete deschise ușa și cei trei se aplecară pe rând să nu se lovească de pragul de sus. Paraschiv abia intră în bordei. Ga, Mario! Exclamă el. Gata, îi dă drumul lui Achim cu ele la București. Începe răfuiala. Și râse hurducat, pleznindu-și palmele una de alta, apoi frecându-le repede în semn de mare bucurie nestăpânită, Maria Moromete se înfipse în ochii lui și întrebă, încet, ascuțit, abia ținându-și răsuflarea. Ce vorbești, mă? Îi dă drumul? Zău? Cum a fost? Ce a zis? Nu-mi venea să cred, răspunse Paraschiv uitându-se spre pat, vrând să se așeze, dar mătușa îl preveni. Stai, naibii, jos pe pământ, că se rupe patul cu tine! Apoi reluă întrebările. Zău, mă? Ia spuneți! Ce zicea? Ce zicea? Avem 24 de oi cu lapte, asta înseamnă 240 de lei pe zi, zise Paraschiv miorlăit, încercând să imite glasul fățarnic al fratelui său mai mic. Așa le tot spunea ăsta la masă. Și el ce zicea? Ce zicea? Ce zicea? Întrebă guica cu glas înnecat de curiozitate și plăcere. Alea ce zicea puturoasele alea? Măsa, măsa, ce zicea? Achim răspunse căutând să-și potrivească glasul și să-l facă asemănător cu al mamei vitrece, adică cinstit și înțelegător, așa cum îi răspunsese tatălui lor la masă. Lasă-l, mă, să se ducă. Nu e vorba numai de bancă. Dar sunt și ei băieți mari.
Paraschivi zbucni în hohote groase. Mătușa nu râse, însă chipul ei zbârcit și negru și gura cu buzele subte înăuntru se frământară de plăcere. Nilă zâmbi stingherit, parcă rușinat. El spuse: Hai, bă, ce râdeți așa? Pe urmă l-a luat pe ăsta în grădină și nu știu ce i-a spus. Ce ți-a spus Nilă? Întrebă Achim. Ce mai întreb? Nu spuse eu odată, bombăni Nilă. Zău, mă, te-a luat în grădină? Și ce ți-a spus? Întrebă Guica, ca și când n-ar fi auzit bombăneala lui Nil. Ce ți-a spus Nilă? Spune-mă, dă-te, naibică, cine știe ce ți-o fi spus și tu n-ai înțeles. Hai, spune! Nilă tăcea cu fruntea în pământ. Faptul că se lăsa greu, până la urmă, le strică cheful celor doi frați și le întrebară dacă da sau nu, dacă îi dă drumul lui Achim să se ducă. Nu vă spusei, bă, că-i dă! Ce tot întrebați atâta? Numai să aducă bani, adăugă Nilă cinstit. Să aducă la toamnă 4.000 de lei. Paraschiv râse iar, răgușit, și dădu lui Nilă un pumn în spinare. Auzi, ga, Mario, se adresă el mătușii, fără să-l mai ia în seamă pe Nilă. Să vezi ce gogoși le turna Achim alaltele la sapă. Ei, mă, ei, zău? Ce gogoși, ce gogoși? Întrebă mătușa, abia stăpânindu-se. 24 de oi cu lapte, pe puțin 24 de chile pe zi. Asta face 200 de lei pe zi, ori 30 de zile, face pe puțin 6.000 de lei pe lună. Ei, 2.000 o să coste chiria locului la pășunat, iar 4.000 rămâne câștig. Bă, eu mă duc să mă culc. Mâine trebuie să merg la premilitar. Îl întrerupse Nilă, sculându-se de jos. Stai, Nilă, stai, mă, prostule! Îl opri mătușa înțepată. Stai să vorbim! Și se adresă lui Paraschiv. Acum voi ce faceți, tu și cu Nilă? Când plecați? Trebuie să fugiți înainte de secere, să n-aibă cine să le secere grâu și nici cu ce să-l care. Să vedem ce o să facă fără voi. Tu când pleci cu oile Achime? Întrebă Paraschiv. Să vedem, să vorbim cu alu Cătănoiu. Eu zic că după vreo săptămână în urma ta luăm caie din grajd, încălecăm pe ei și fugim. Nu așa, mă, Nilă? Băi, eu v-am mai spus. Fugim, dar nu putem să furăm caie din grajd. Află lumea și ne facem de râs, răspunse Nilă cu privirea în pământ. Hital naibii, făcu mătușa indignat. Vezi să nu-ți dau câteva blegule. Te-am brobodit al de tactul și stai să muncești pentru copiii lui să-ți iasă sufletul. E ca ai voștri, averea voastră, mă. Dacă nu murea biata măta, era și voi în casa voastră, nu ca acum, că n-aveți loc de puturoasele alea. Nilă tăcea. Paraschiv și Achim o aprobau pe mătușa lor din ochi. Maria Moromete continua. Ați muncit de când erați mici și nu v-a luat niciodată o haină pe voi, cum e copiii oamenilor. Numai la alea l-a luat. Tita are crep de eșin, Ilica ei e de mătase, aia are scurteică de catifea. E plină chichița lăzii cu mamudele și cu icușari. Acolo e munca voastră, proștilor. Eu să fiu ca voi, aș sparge lada într-o noapte și aș lua toate mamudelele. Paraschiv se uită la Nil, care continua să stea cu fruntea în pământ și îi spuse răgușit, gros. Vezi, mă, auși ce zice ga Maria, plăvani. Ai sta și ai munci pentru ei numai de a-i cădea jos, dacă n-am fi noi să te învățăm. Nilă tresări. Avea o frunte mare, lată, cu carne groasă peste ea. Își ridică fruntea lui lată din pământ și răspunse cu un glas turbure, care nu protesta contra celor auzite, dar care era totuși indignat, fără să știe însă pentru ce. Mai tași, bă, din gură! Ia mai tași, dracului, din gură! Ce tot vorbești? Mătușa sări cu glasul ei ascuțit. Ce să tacă din gură? Așa este! Te super că zice plăvan? De când muncești și umbli de scul și dezbrăcat pe degeaba plăvani? Păi, bă, Nilă, ce-am vorbit noi până acum? Ne-am înțeles așa? Întrebă Achim cu reproș. Nilă răspunse la fel de turburi. Ne-am înțeles, bă, ne-am înțeles. E să nu-ți dau un pumn după ceaf. Achim mormăi disprețuitor. Dai tu pumn după ceaf. Eu mă duc, mă, că mi-e somn, mormăi Nilă deodată nepăsător și deschise ușa bordeiului.
Du-te, naibi, îl petrecu mătușa din urmă. O să mai vezi tu de la mine loc de casă, proastă-i fi să ți-l dau. Nilă ieși fără să răspundă, iar mătușa se întoarse în bordei să vorbească mai departe cu cei doi nepoți. Capitolul 9. Pe la miezul nopții începu să cadă o ploaie liniștită și bogată. Murmura pe acoperișuri și peste pământ cu picături moi, ca de un de lemn. Nu se auzi nici tunet și nici nu se văzu nicio fulgerătură. Era însă întuneric beznă. Fiindcă ploaia începuse pe nesimțite, când se înteți, nimeni nu se trezi din somn și când de pe streșini începură să curgă și roaie, de-a lungul prispei, cei care dormeau la margine se împinseră doar mai spre perete mormăind. Spre revărsatul zorilor, ploaia stătu și norii părăsiră cerul. Moromete se culcase și adormise târziu, dar când ploaia se opri, se trezi și rămase iarăși nemișcat pe prisp. Nemișcarea lui trează o făcu pe Catrina să se deștepte la celălalt capăt al prispei. Ilie, ce-i cu tine? De ce nu te culci? Șopti ea. Moromete nu răspunse, dar tuși liniștitor. Totuși, Catrina nu-și văzu de somn. Se întâmpla ceva în familie. Poate plecarea lui Achim la București, dar despre asta se vorbise de prin iarnă. Se gândiseră destul. În timpul mesei fusese pomenit numele agentului de urmărire care avea să vină mâine dimineața după fonciere. Dar și asta era poveste veche. Jupuitul venea în fiecare an și anul acesta nu avea nimic deosebit față de celălalt. Banca? Dar banca venea întaman la toamnă. Poate că toate aceste amenințări care se târau cu ani în urma lor să se îngrămădească în acest an pe capul familiei? Da. Dar nici asta nu se putea, fiindcă timpul era foarte răbdător și amenințările mari se sfărâmau în puzderie de amenințări mai mici, pe care cu ajutorul timpului le ducea zilnic în spinare. Așa se întâmplase că timpul făcuse să rămână în urmă una din cele mai cumplite amenințări de care își aduceau aminte, și anume datoria făcută la bancă pentru plata loturilor primite la reforma agrară de după război. Mulți au vândut loturile, iar alții au rămas de tot fără pământ și au căzut în mizerie. Ei au avut însă răbdare. Au dus-o de la an la an, până când, într-o zi, statul, văzând că țăranii tot n-au cu ce plăti, n-a mai avut încotro și a trebuit să șteargă datoriile. Încât banca se dovedise a fi ceva nu tocmai rău, drept pentru care, 2 ani mai târziu, se împrumutaseră din nou să cumpere vite în bătătură. N-aveau să poată plăti? Se gândiseră mult și mai mare nenorocire decât să piardă ce nu câștigaseră. Ce putea fi? Era deci limpede că numai Moromete singur era pricina propriilor sale gânduri și Catrinei se păru atât de ciudat acest lucru încât se închină. Se vede că a intrat în anul morții, șoptia. Și-și lăsă capul pe căpătâi, pomenind că așa se întâmplă când omul uită de Dumnezeu. Uită și Dumnezeu de el și îl lasă singur în fața păcatelor. Pentru că, mai bolborosia cu fața căpătâi, numai păcatele nu te lasă să dormi. La aceste cuvinte din urmă, Moromete tuși cu înțeles și răspunse cu o veselie supărată. Da, aia dorm tu, buștean, lovitear moartea, că n-ai păcate? Aruncă țigarea, se dădu jos de pe prispă și o luă încet spre grădină fără să mai asculte răspunsul femeii. Catrina era credincioasă și de aceea pomenise de păcate. Cu 10 ani în urmă născuse un copil mort care îi băgase spaimă în suflet. Avusese visuri rele, se auzea noaptea strigată în somn, înghesuită de porci cu râturile mari în colțuri întunecate sau locuind împreună cu țigani care îi spuneau lucruri murdare. Se îmbolnăvise, nu mai putuse suferi carnea de porc, iar când vedea țigani, se pitea. Nu-și mai putuse găsi liniștea. Se certase cu toată lumea și se îngrozise simțind cum i se strecoară în inimă nepăsarea și sila față de bărbat și copii. Până într-o zi, când povestise totul unei vecini din fundul grădinii. Eu știu ce e cu tine, e din copii, spuse vecina, care tot așa crescuse o mulțime de copii. Știi ce să faci tu?
Sâmbătă spre duminică te scoli de vreme, te duci la cimitir, jelești acolo morții și dai de pomană. După ce ți-ai făcut datoria cu morții, te întorci acasă până nu răsare soarele, aprinzi focul, dai să mănânce la copii, curezi casa, vezi ce mai e de făcut și după ce ți-ai făcut datoria și cu copii, te speli și te primenești și te duci la biserică, Catrinu. Acolo, la biserică, să stai și să asculți slujba. Și ai să vezi pe urmă ce bine e. Ceea ce se și întâmplase. Catrina ai crescuse cu trudă pe cei trei. Paraschiv, Nilă și Achim erau mici când se măritase cu Moromet și în loc de răsplată, aceștia începuseră să o urască. Tudor Bălosu și Fios-o pe deoparte, Guica și Parizianul, o altă ruda lui Moromete, căreia Catrina îi spunea, Guica al doilea mai prost. Pe de altă parte, îi învățaseră pe cei trei că mama Vitreg era vinovată că se trăia greu la ei și că dacă n-or s-o dea afară din casă, are să pună mâna pe averea tatălui. Nenorocirea făcea că era ceva adevărat din toate acestea, dar Catrina n-avea nicio vină. Iată ce se întâmplase. În timpul foametei de după război, Moromete vânduse un pogon din lotul Catrinei. Catrina primise un lot de 8 pogoane ca văduvă de război, spunându-i că în schimbul acestui pogon vândut va trece casa și pe numele ei. Catrina îl crezuse, socotind că în acest fel va avea bătrânețea apărată. Se mai întâmpla sensat ca mama Vitregă să fie gonită din casa tatălui. Numai că Moromete, în loc să se grăbească să facă acte pentru casă, a început să facă glume. Crezi că am să mor eu înaintea ta?" zicea el. Acest răspuns era într-un fel o asigurare că, atâta timp cât trăiește el, n-o să îndrăznească nimeni să o dea afară din casă. Pentru Catrina însă nu era de ajuns, fiindcă cei trei fuseseră învrăjbiți de mici contra ei. Începuse deci să-i pară rău de pogonul vândut, mai ales că îl vânduse tocmai pentru ca să nu moară ei, cei trei, de foame. Când bărbatul începu să glumească pe socoteala casei, Catrina pretinse pogonul pe numele Titei și îl pretinse cu atât mai insistent, cu cât Catrina se simțea vinovată față de fiica ei, fiindcă fetei îi venise vremea să se mărite și Victor Bolosu cerea 3 pogoane, iar Catrina nu-i putea da decât 2. Era tocmai pogonul vândut. Moromete șovăi. Se pare că era și el uimit de amenințările nelămurite pe care cei trei fii al lui, mai ales cei doi, Paraschiv și Achim, îi le transmiteau la ureche pe căi ocolite, prin Guica, prin Tudor Bălosu și prin Parizian. Această șovăială o scârbi de tot pe Catrina. Va să zică, avusese dreptate să se teamă. Biserica însă îi liniști sufletul tulburat și ca să fie liniște și în familie, nu mai pretinse nimic. Când muierile cu care se avea bine pomeneau însă de amenințările pe care Guica nu înceta totuși să le răspândească prin sat, atunci Catrina se închina cu înverșunare și spunea că și Iisus Hristos a pătimit și nu o s-o lase el să moară pe marginea șanțului. Dacă n-aș avea fetele alea, aș zice, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, dar m-a pedepsit Dumnezeu să am grijă de ele și nu pot să-i iert, spunea ea cu îndârjire. Că despre celelalte amenințări, banca, fonciirea, socotelile cu oile și vitele, Catrina nu vroia să știe de ele. Se credea la adăpost. De lotul ei de pământ, de 7 pogoane, nu se putea atinge nimeni. Treaba lor, să plătească banca și fonciirea, cu ce-or ști. Și dacă or ajunge să n-aibă vite de muncă, fetele sunt vrednice, o să se descurce ele într-un fel. Numai că fetele, când o auzeau gândind astfel, se înfuriau rău și o sfătuia să-și vadă mai bine de biserica ei. Ceea ce Catrina și făcea, cu toate că biserica nu izbutea întotdeauna să-i alunge amintirile dureroase ale vieții sau să-i lumineze cu totul anii lungi pe care îi mai avea de trăit. Își găsise totuși un sprijin cu care uneori se și lăuda, încât văzându-l pe bărbatul ei trăiasc pe prispa casei, nu se putuse stăpâni să nu-i spună că numai păcatele nu-l lasă pe om să se odihnească, ceea ce adusese răspunsul bine meritat al bărbatului. De fapt, ea vrusese să-i dea de înțeles că dacă el ar lua drumul bisericii, cel opus și de fapt mai mult cunoscut de oameni din sat era cel al cârciumii, atunci el n-ar mai fi așa de neliniștit. Capitolul 10.
Moromete însă nu vroia să o apuce pe acest drum, iar că despre celălalt al cârciumii nu-l folosise niciodată ca o soluție. Era cu 10 ani mai mare decât Catrina, contingent 911 făcuse războiul. Și acum avea acea vârstă între tinerețe și bătrânețe, când numai nenorociri sau bucurii mai mari pot schimba firea cuiva. Moromete luase în glumă nu numai temerea Catrinei în privința casei, dar și visurile ei înspăimântate. Unde se întâmplă să avem noi atâția porci cât visezi tu? Spusese el, dar în curând pricepu și el că a face și a crește copii mulți poate fi uneori pentru o mamă ceva într-adevăr înspăimântător. Întâmplările care avură loc după aceea în familie nu-l turburară însă pe Moromete în aceeași măsură. Numai una dintre ele, care a avut loc într-o iarnă, la puțin timp după ce familia scăpă de datorii prin legea conversiunii, îl făcu să înțeleagă că e totuși primejdios și pentru el să nu ia seama la copii. În anul acela recolta fusese bogată și toată lumea făcea comerț cu cereale la munte. Gospodăriile se refăceau din anii grei prin care trecuseră între 1929 și 1933. Prosperitatea bătea la ușa multora din sat. Vitele se mulțeau, oborul de cereale era ridicat, pânza de Americă și uneltele mai ieftine, iar prețul pământului mai ridicat decât oricând. Cei care simțiseră cei din tâi că e rost de făcut avere, fură cei trei, Paraschiv, Nilă și Achim. Pe vremea aceea însă nu erau convinși că ar avea dreptul să-l învinuiască pe tatăl lor că s-a însurat a doua oară. Înțelegeau vag că tatăl lor nu putea să-i crească. Numai o femeie putea face acest lucru. Și abia mai târziu aveau să dea de înțeles că tușa lor Guica ar fi fost foarte bine să-i crească ea. Familia se ținuse până atunci cu loturile întregi, dar gospodăria era lipsită de vite. Aveau doi cai prăpădiți, care, când dădeai cu biciul în ei, tădeau din coadă. Venise toamna și porumbul se făcuse și el din belșug, porumb și grâu și printre porumb dovleci, floarea soarelui și fasole, altceva nu semănau, cu toate că pământul le-ar fi putut da să n-aibă ce face cu cânepa, inul, tutunul, sfecla de zahăr, plantele medicinale scumpe. Și cei trei își frecaseră mâinile de bucurie și într-o seară îi spuseseră tatălui lor: ar trebui să îngrășăm caii ăia, tată? Tudor Bolosu a fost săptămâna trecută la munte și a câștigat 1000 de lei? Moromete n-a înțeles cum s-ar câștiga 1000 de lei într-un drum la munte, dar n-a avut nimic contra îngrășării cailor. Au vândut porumb, au cumpărat ovăz și prin iarnă părul cailor strălucea ca mătase. Moromete însă tot nu se mișca. Petrecea seri lungi cu prietenul său Cocoșilă, discutând politică sau ascultându-l pe Niculae, care citea povești grozave din cărțile luate de la aldenean său, Cristachea lui Dumitrache. Erau seri turburătoare. 11 frați care sufereau vraja de a rătăci în timpul zilei ca 11 lebede și la apusul soarelui cădeau îngrămădiți pe o stâncă în mijlocul mării, iarăși oameni. Cum stăteau îngrămădiți unii în alții, chinuiți și înspăimântați de întunericul nopții și de valurile furioase care amenințau să-i smulgă, și suferințele îndurate de sora lor, care trebuia să țeasă cu mâna ei într-un timp dat și neavând voie să vorbească, 11 tunici de urzici, ca să-i scape de vrajă, și cum n-a avut timp să termine brațul unei tunici și frățiorul cel mic a rămas cu ceva din aripa de lebădă. Dar Cocoșilă era un nins care stârnea în Moromete ceva neînchipuit de plăcut, ca și poveștile lui Niculae. Venea seara și ciocănea în ușă, făcând pe boierul. I se spunea: intră. Intra și dădea bună seara numai Catrinei, spunând de fiecare dată că la proștii ăilalți nu dau bună seara, făcând-o pe Catrina să se rușineze, dar să și pufnească în râs. Îi punea lui Niculae întrebări gramaticale și istorice. Lui Paraschiv îi punea una și aceeași întrebare: când se însoară? Iar fetei celei mari îi recomanda să se mărite cu Năstase Besenac, un plăcău bicisnic. Numai cu Moromete avea vechi răfuiel și nu-l slăbea nicio clipă.
că mulți ani în urmă făcuse vâlvă un nou partid, care spunea țărănesc și al cărui program îl încântase pe atunci pe Cocoșil. Moromete se arătase rezervat. Moromete era liberal. Și când Partidul Național Țărănesc luă putere și Cocoșilă se înfurie că Maniu și Mihalache nu numai că nu-și respectaseră programul, dar se dovediseră parcă mai flămânzi decât brătienii, Moromete nu-l cruță pe prietenul său. Îl luă peste picior și observă că proștii n-ar trebui să aibă drept de vot, fiindcă din pricina lor suferă țara. După 4 ani, Partidul Liberal veni însă din nou la putere și Cocoșilă se răzbună, fiindcă Partidul Liberal mări impozitul funciar și introduse taxe de barieră la piețele de schimb. Vezi, mă, prostule!" jubilase Cocoșilă. De atunci îl urmărea pe Moromete fără cruțare. Ești prost?" spunea el pe toate tonurile, uneori cu resemnare, alteori cu îngăduință, după împrejurări. De fapt, se străduia să-l convingă pe Moromete că el, Cocoșilă, e mai deștept, ceea ce pe Moromete îl înveselea cumplit, cu atât mai mult cu cât Cocoșilă, față de alți oameni, se purta cu totul altfel. Înjura rău, bagiocorea și nu spunea, ești prost, ci mult mai rău, mănâncă. În privința înjurăturilor era vestit, îl înjura și pe tață, zicea că de ce l-a făcut. Înjura și pe popa, și pe primar, și pe perceptor, pe toți, de la lingură, de la șervetul cu care se ștergeau, până la cele mai mărunte lucruri, lampă, sfeștilă, lumânare, ciorapi și târla, grădina, neamul și străbunicii, nepoții, copiii copiilor. Catrina aprindea tămâie în casă, dar buvnea și în râs. Odată Cocoșil a intrat în casă și a spus doar atât. A venit percitorul și mi-a luat soalele. După care s-a pus pe înjurat și nu s-a mai oprit decât foarte târziu, când s-a sculat și a plecat fără să mai spună altceva. Pe Dumnezeu, mai ales Cocoșilă, îl dobora jos în sat și îl înjura cu o anumită filozofie, învinuindu-l și punându-i întrebări ca oricărui om. Curând însă Moromete înțelese că, dacă toate acestea aveau pentru el un rost, nu mai mic decât munca câmpului sau grija de ceilalți ai casei, era atât de rară bucuria de a sta de vorbă cu un om deștept, în stare să glumească inteligent, și Cocoșilă, în afară de cazurile rare când înjura prea mult, era pentru el un astfel de om. Își dăduse seama, nu fără dezamăgire, că cei 3 băieți ai lui, Paraschiv, Nilă și Achim, nu văd niciun rost în aceste seri pierdute cu povești și discuții despre Maniu și Brătian. Dezamăgirea însă nu fu prea mare, fiindcă, la urma urmei, copiii oamenilor nu erau mai breji decât ai lui, încât îi înțelesese și pe ei. Cum caii se îngrășaseră, umplu căruța cu porumb și plecă la munte. Avea datorii față de copii, să câștige și să îmbrace, că erau goi. Câștigă. Nu mai făcuse comerț niciodată. Îi plăcu atât de mult, încât socoti câștigul drept ceva nemaipomenit. Și după ce se întoarse, povesti drumul său la munte ca pe o aventură. Numai că cei 3 nu se minunară deloc, Paraschiv făcu chiar observația supărătoare că mare brânz, sta în cotelice a dat mai bine porumbul și că să se ducă iar. Nicolae, care ascultase uimit peripețiile tatălui cu căruța pe drumurile de munte, sărise și pe neașteptate strigase. Așa e, tată, mai du-te iar! Moromete se pregăti pentru al doilea drum și când se întoarse, arăta de nerecunoscut, atât de mult îi plăcuse. De asta dată drumul fusese și mai aventuros și Moromete povesti totul într-o seară cu un glas neobișnuit și fu ascultat cu uimire. Descopereau toți, Cocoșilă, mama, fetele, până și cei 3, că tatăl lor avea ciudatul dar de a vedea lucruri care lor le scăpau, pe care ei nu le vedeau. Numai că, spre sfârșit, cei 3 se dezmeticiră, sfâșiară vraja care amețise și căzură pe gânduri. Iată ce se petrecuse. Moromete plecase cu Tudor Bălosu pe același drum ca și întâia oară. Ieșiseră din regiunea de șes, unde nimeni nu avea nevoie de porumb, și după ce făcuseră un popas la oborul din Pitești, o luaseră pe șoseaua care ducea spre creierul munților, cu ținta Răchițele, un sat mare, cunoscut de Tudor Bălosu, ca fiind o piață bună de desfacere.
Mergeau neîncetat, era ger uscat, roatele pocneau, aburul ieșea din spinările cailor. La primul drum dăduseră dublul cu 50 de lei. Tudor Bolosu voia de asta dată să-l dea cu 60 și, într-adevăr, abia intrară în răchițele că fură opris de un învățător care voia să cumpere amândouă căruțele. Bolosu mirosi numai decât cum stăteau lucrurile, sări jos din căruță și se grăbi, spre uimirea lui Moromete, să desfacă șleaurile de la cai. Învățătorul, prevenitor, întrebă de preț. Tudor Bolosu dădu prețul cu un glas care din nou îl zăpăci pe Moromete. 70 de lei! Și spuse asta ca și când ar fi fost cunoscut de când lumea că așa se vinde porumbul. Posomorât, învățătorul răspunse că 60 de lei este ultimul preț și că nu poate cumpăra decât așa. La care Bolosu legă șleaurile, grăbit, fără să mai discute, supărat chiar că fusese oprit din drum, când toată lumea știa că 70 de lei este prețul obișnuit. Uluit, Moromete observă că învățătorul dăduse exact prețul dorit de ei, dar Bolosu începu să râdă și răspunse că dacă el, Bolosu, ar fi cerut 80, atunci învățătorul ar fi dat bucuros 70 de lei. Să mergem mai încolo și să cerem 80 și dacă nu dăm noi porumbul cu 70 de lei, Moromete, să nu mai vii niciodată cu mine la munte. Merseră mai încolo și Bolosu spuse prețul său de 80, dar în afară de primarul comunei, care dădu un leu peste 60, nimeni nu cumpără. Dacă mergem 3 sate mai spre vârf, hai să vezi că îl dăm cu 70, insistă Bolosu. Și Moromete conveni, depășit mereu de felul de a judeca al vecinului său. De fapt, negustoria ca atare nu i-ar fi plăcut dacă câștigul ar fi fost lipsit de peripeții, încât insistența lui Bolosu îi se păru firească. Moromete nu prevăzuse niciodată latura comercială a produselor pe care îi le dădea pământul, iar existența banilor îi pricinuia o furie neputincioasă. Când trebuia să-i dea, îi dădea cu gesturi disprețuitoare de aruncare și blestema mărimea, culoarea și mirosul lor. Când ieșise împreună cu bătrânul Moromete, acum 30 de ani, în 1907, și dăduse foc conacului lui Guma, nu se gândise că pământul moșierului trebuie pentru comerț și pentru bani. Existau niște obiceiuri pe vremea aceea, care lui se păreau mai mari nenorociri decât munca și foame. Se duceau la conac și când dădeau ochii cu boierul, bătrânul se făcea de nerecunoscut. Își lua căciula din cap și avea un glas care și acum, când își amintea de el, Moromete se întuneca și se făcea crunt la față. Când, după război, Moromete deveni proprietar, el trăia atât de deplin bucuria de a fi scăpat de moșier, încât nu băgă de seamă că unii nu se mai gândeau de mult la asta, ci la cu totul altceva. La ce anume? Să facă comerț, așadar cu cereale, și să câștige bani. Și cu banii ce să fac? Să plătească impozitele. Așa era ceva de râs, cum de nu vedeau. Ce ciudat, unde ajunseseră. În sfârșit, fie și comerț, dar să fim înțeleși că nu ăsta e scopul. Încât Moromete vedea în priceperea lui Bolosu de a face combinații mai mult ceea ce îi plăceau fiului său de 10 ani, Niculae, și mult mai puțin ceea ce le plăcea celor 3, Paraschiv, Nilă și Achim. Merseră deci mai departe cu căruțele și Moromete era foarte curios și foarte vesel în același timp, să vadă dacă o socoteală făcută din nimic, cum era presupunerea lui Bolosu, că vor da porumbul cu 70 de lei, are să fie dovedită pe viu. În satul următor, un muntean mai înstărit oferi un leu peste 60, iar în celălalt acest leu fu retras. Merseră mai departe și li se oferi apoi deodată 3 lei. Moromete se plictisi, iar Bolosul îl asigură în satul următor că vor obține sigur 10 lei. Nu ieșiră însă bine din sat că se petrecu întâmplare. O femeie tânără de tot, cu fața albă, cu părul galben și cu niște ochi mari, albaștri, frumoși, cum aveau mocancele pe aici, îi strigă să oprească. Aveau porumb? Da. Ce bine că ați venit, oameni buni, că nu știam ce să mă mai fac. A spus femeia bucuroasă.
Haide, strageți în curte, că o să fiu osteniți. Să vă fac ceva să mâncați și să mă duc pe urmă pe la vecin să cumpere și ei, să dați tot porumbul, că eu nu pot să iau decât vreo 20 de duble. Nu o duce dumneata grija noastră, leică, i-a răspuns Tudor Bolosul fără să se clintească din căruță. Du-te întâi la vecin și întreabă-i dacă cumpără, să nu pierdem timpul de pomană. Dar cu cât ați dubla? A întrebat femeia pălind. Glasul lui Tudor Bolosu era mai înghețat decât cerul. 80 de franci, leică. 80 de franci? Hai, moromet, a spus Bolosu apucând biciu, fără să-i mai răspundă femei. Dar cât ai dumneata, leică? A întrebat moromete din curiozitate. Oameni buni, a strigat femeia înspăimântat. 60 de lei, ăsta e prețul pe la noi. A, nu, a clătinat moromete din cap. Nu se poate, însemna exclamația lui. Noi avem aici niște socoteli? Iese sau nu iese 70? Asta e întrebarea. Nu-ți dau, fiindcă trebuie să vedem dacă iese. Glasul lui morometei s-a părut însă femeii cu totul deosebit de al celuilalt și a încleștat mâinile pe loitra căruței lui și vorbele ei au început să curgă și voi. Moromete nu prea înțelegea. O vedea doar cum se ține cu mâinile de loitră și calcă prea aproape de roată. Ea spunea că să-i dea el, dacă celălalt nu vrea, cu 60 de lei. Pare câteva duble. E rău, n-are ce da la copii. Să tragă căruța, că 60 de lei e destul? Haide, omule, că doar noi fi și dumneata bogat să nu înțelegi. Oi fi venind de departe și te-o fi frig pe gerul ăsta. Trage căruța. Îți dau ceva țuică peste 60 de lei. De ce să te mai duci încolo să mai bați drumurile de pomană? Moromete s-a frânt de mijloc și s-a uitat la picioarele femei. Dă-te la o parte, creștino, că te calcă roata, i-a spus el grijuliu. Nu vrei, omule, a repetat Mocanca și deodată din ochii albaștri au țâșnit lacrimi de furie. De ce nu vrei, omule? A continuat ea și glasul ei legănat și domol de munteancă s-a făcut dârs. De când v-ați făcut așa răi? A spus ea descleștându-și mâna de pe loitra căruței. Nu erați așa răi. Plângea și, în ciuda mâniei, ochii ei rămâneau mari și curați și se uita când la omul cocoțat în căruță, când la caii lui grași voinici, aburiți de cerul sănătos al muntelui. Tu lovitear moartea cu ochii tăi! A exclamat Moromete furios. Apoi a strigat. Bolosule, oprește! Ce s-a întâmplat, Moromete? Hai să dăm porumbul, că nu e rost. Cu cât? A întrebat Bolosul. Cu 63. Eu nu-l dau, a răspuns Bolosul. Și să știi că altă dată nu mai merg cu tine la munte. Nedumerit puțin, Moromete n-a avut timp să răspundă, dar apoi l-a înjurat pe Bolosul de muiere în șoaptă pentru el însuși, în timp ce munteanca se uita la el cu lacrimile înghețate pe obraz. Ce să mai vorbim?" și-a încheiat Moromete povestirea. Am tras în curte, am băgat ca în grajd, a pus Mocanca mâna și a tăiat o găină și mănâncă Moromete și bea țuică galbenă. Pe noptate așa s-au strâns mocanii și ăla a luat 3 duble, ăla 5, ăla 7, creștini, mocârțani. Mi-au luat porumbul cu 63. Să vezi după aia că nu mai puteam să scap de Mocancă, că de unde sunt, că copii am, dar muirea trăiește. M-am uitat și eu la ea și m-am închinat. Păi bine, creștina lui Dumnezeu, de ce să nu trăiască? Trăiește, stă acasă după sobă și se vaită că nu-i place ce mai bun pe lumea asta, carnea de porc. Avea un rost de întrebat așa, fiindcă îi murise bărbatul în pădure, căzuse un bulumac peste el. Capitolul 11. Paraschiv, Nilă și Achim și-au păstrat pentru ei impresia care le-a făcut-o povestirea tatălui lor. Dar când au aflat că Bolosul a dat totuși porumbul cu 70 de lei, nu s-au mai mulțumit să observe ca la început că tatăl lor n-a făcut mare brânză câștigând 1000 de lei. Trebuia să câștige 1500, cum a făcut Bolosul, și au început să murmure că a omorât cai și căruța de pomană și că și-a bătut joc de munca lor. Murmuratul acesta, desigur, i-a ajuns la urechile lui Moromete pe alte căi, prin Guica și Parizianu, pentru că feciorii n-au îndrăznit să-i o spună în față.
Uimit și îngrijorat că feciorii îl vorbesc de rău în lume, Moromete se hotărâ să înnăbușe fără cruțare acest început de răzvrătire, având totuși speranța că poate nu e adevărat. Luați din scurt, cei trei se speriară și deveniră mieroși, iar Paraschiv chiar se indignă spunând: "Hai, bă, ce te iei după prostul ăla de parizian?" Încât Moromete socoti că nu e cazul să meargă mai departe, ba mai mult că n-ar strica să le dea chiar satisfacția să facă ei înșiși comerț la munte. Bucuroși că izbutiseră să obțină atât de ușor libertatea de a se mișca, cei trei puseră la cale, o săptămână mai târziu, o afacere sortită să le aducă un câștig mare. Luară cu chirie încă o căruță cu caii lui Parizianu, cumpărară porumb din sat cu 50 de lei și porniră la munte. Moromete nu zise nimic. Le dădu chiar sfaturi, dar ceva nu putea să înțeleagă bine ce, un soi de înfrigurare, de poftă oarbă care se făcea simțită în purtarea fiilor săi, începea să-l îngrijoreze și, în sinea lui, le dori să nu izbutească. Dorința lui se împlini. Săturat de afluxul de cereale de la câmpie, muntele scăzuse între timp prețul și cei trei abia izbutiră să scoată cheltuiala drumului. Moromete nu se putu stăpâni și stregură câteva aluzii batjocoritoare la adresa priceperii fiilor săi, dar bine intenționate, vrând să-i facă să înțeleagă că drumul pe care vroiau ei să apuce nu e bun. Cei trei parcă înțeleseseră ceva și se mai potoliră, dar vecinul din spatele casei lor se îmbogățea și din nou feciorii începură să murmure că tatăl lor nu face nimic, că stă toată ziua, că pe cele două fete le lasă să se pricopsească, iar pe ei batjocorește. Într-adevăr, fetele erau vrednice și vioaie, țeseau în război, împleteau, arătau vesele, spre deosebire de Paraschiv și Achim, care păreau că erau bolnavi. Astfel trecu iarna și vara aceea. În toamnă, Moromete făcu din nou pe placul celor trei. Se sfătui cu ei îndelung, le arătă situația familiei, datoriile pe care le mai aveau la percepție, faptul că rămăseseră fără un cal, se îmbolnăvise de talent și nu mai era bun de nimica. Și ajunseră la înțelegerea că un împrumut la bancă era cea mai bună soluție. Numai că avantajele sperate nu veniră. Din lâna oilor fetele țeseau pentru ele covoare. Catrina își făcu o fustă, Moromete o frumoasă dulamă îmblănită cu guler de miel creț. În numele celor trei, Paraschiv murmură pe față că o să pună mâna pe topor și o să le dea oilor în cap. Catrina nu se putu stăpâni și îi răspunse că, pentru cât s-a trudit ea să-i crească, o nenorocită de fustă nu e mult. Și dacă fusta ei le stă în gât, s-o ia și paia să se sature. Covoarele? Dar fetele nu muncesc. Cine ține casă? Cine-i spală de murdărie și le face mâncare să bage în ei? Și în afară de asta să se uite, nenorocitul cela de băiat, Niculae, care toată vara raptă de sete cu oile pe câmp, n-are nimic, râd copiii oamenilor la școală că e trențăros. Paraschiv ascultase ca un surd, fără să audă. Achim și Nilă tăceau. Moromete intervenise împăciuitor. Oile sunt ale lor, spuse el. Anul ăsta și-au făcut unii de îmbrăcăminte, la anul o să-și facă alții. Nu cumva dulama este pricina nemulțumirii? Nu înțelegea, Paraschiv avea dulamă bunicică, ce vroia? N-avea răbdare și voia să o poarte pe cea nouă? Să o poarte sănătos. Ei, mai era ceva? Mai era, pentru că nu era vorba de dulamă. Cei trei înțelegeau să trăiască la fel ca înainte, când nu făcuseră împrumutul și n-aveau oile, iar lâna, laptele, brânza, carnea mieilor, totul trebuia vândut și să facă bani, iar nu să mănânce și să se poarte în casă. I-ar fi fost foarte greu lui Moromete să dibuiască acest fel de a vedea al celor trei copii ai săi, cu atât mai mult cu cât aceștia începură să nu-și mai dea pe față gândurile, nici măcar față de parizian. În aceea seară, ei s-au dus la Guica și acolo au pus la cale planul cu plecarea lui Achim la București. Târziu de tot, spre sfârșitul iernii, cu multe ocolișuri și prefăcându-se interesați numai de datoriile care amenințau gospodăria, ei dădură de înțeles tatălui lor că n-ar fi o afacere rea, îndemnându-l să se intereseze la lui Cătănoiu și să se convingă singur ce bine s-ar putea câștiga la București.
vorbiseră mai dinainte cu a lui Cătănoiu și lăptarul, pus la cale, exageră câștigul. Moromete rămase să se gândească. Caterina și fetele aflară mai târziu de acest plan și se hotărâră repede. Nu le convenea. Dacă Achim are să stea toată vara la București, înseamnă că el va tunde oile și cine știe ce are să facă cu lână. Se împotriviră cu grijă să nu afle frații. Îi explicară tatălui că nu vor avea ce să mănânce în timpul secerișului și că mult mai bine ar fi ca o parte din laptele oilor să fie făcut brânză aici acasă și vândut apoi la București, dacă e vorba că la București sunt prețuri bune. În felul acesta vor avea și bani și nici nu vor suferi de foame. În postul Paștelui însă, vidregul mijlociu, Nilă, spuse într-o zi la masă ceva care înmuie inima mamei. Mâncau un tur în tigaie și Nilă, îngrețoșat, nu se știe de ce, se strâmbase. Ce naiba, mă, vine Paștele, noi nu mai ținem post, și adăugase uitându-se cu privirea curată la Tita. Mai pitește, Tito, un tur asta. Noaptea, mama se auzi certată în vis de un glas blând. Catrino, Catrino, de ce ești dușmănos? Iartă-i pe copii, Catrino, iartă-l pe Nilă, că nu e rău la inimă. Pe nesimțite de astă dată, ferindu-se de fete, mama-i dădu de înțeles tatălui că, la urma urmei, să-l lase pe Achim să se ducă. Sunt copiii lui și le-o fi părând și lor rău că altă lume o duce mai bine. Să-i dea drumul să plece, să nu zică lumea că din cauza ei și a fetelor trăiesc rău. Moromete, nu se știe de ce, se supără de întoarcerea aceasta a mamei, spuse fetelor și se certară între ei. Îndoielile lui Moromete țineau de afacerea însăși. Nu-i venea lui să creadă că bucureștenii nu mai aveau altă ieșire decât să se îngrămădească pe laptele celor 24 de oi ale lui Achim Moromete din comuna Siliștea Gumești și să-l umple pe el de bani. Dar în sfârșit, îi împărtășise îndoielile și lui Nilă în grădină, dându-le de înțeles și celorlalți doi că, dacă e vorba să-l lase pe Achim la București, atunci Achim trebuie să bage bine în cap că la toamnă l-așteaptă să se întoarcă acasă, nu cu 20.000 cât se lăuda acesta ca un prost, nici cu 10 și nici cu 6, ci cu 4. Dar aceste 4 să fie. Nilă l-asigurase că vor fi și Moromete, liniștit, vrusese să se culce. Își aminti însă că a doua zi, după cum îi spusese bălosul în drum, avea să vie jupuitul după foncire și nu putu să adoarmă îndat. Îl mai supăra și Niculae, care stătea la spatele său și nu adormea nici el. Ce se bucura așa care să scape de oi nefericitul? Credea că la muncă o să-i fie mai bine?